Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din FIFA Ultimate Team. Astăzi voi încerca să le recuperez pe Balotelli. Dacă mă țineți minte, când am pierdut cu 2-1 cu echipa din Italia, meciul cu Teoro, l-am pierdut pe Balotelli, care a dat bară în meci, a ratat singur cu portarul la ultima fază. Deci n-a fost chiar foarte rău. Astăzi însă voi juca împotriva lui Darius 3-4-5-5. Voi juca Alaba pe Balotelli. Sper că puteți vedea ce vorbim aici. Voi juca echipa din Germania. Dacă are pe Balotelli, mai mult ca sigur va avea echipa din Italia. Hibrid. Interesant. 83-82-83. Și mai interesant. Ok, Balotelli. Un hibrid frumos. Piqué. De ce te urăsc eu pe tine? Mereu îl urăsc pe Piqué pentru că atunci când l-am avut eu, juca mai bine de o broască țeasă decât el. Și când joc împotriva lui, Piqué este absolut cea mai bestie persoană din lume. Mă face bugul. Vreau din nou pe Balotelli pentru că încă mai am acea echipă din Italia. Îl pot băga iarăși în locul lui Jackson Martinez dacă e nevoie. Dar nu știu dacă se va ajunge la asta. Vedem Piszczek. Ce volea a dat Lewandowski acolo. Dacă prindea vinclu, era un început perfect. Însă bineînțeles, să încep cu gol primit ca de obicei, nu-i așa? Sperăm că nu. Hai mă, Lewandowski, cu pasele către Aubameyang. Asta vreau de la tine. Încerc să pronunț Aubameyang cum se pronunță normal, dar probabil o să mai spun Aubameyang de multe ori. Bine, Lewandowski, omoară pe Fabregas. Dacă nu poți să iei mingea, omoară-l măcar. Bună strategie. Un out. Ok, cu Leva. Leva cu Royce. Bine, Royce. De ce nu dai cu Aubameyang, băi, Royce? Ce centrare slabă, dar Royce. Hai din nou, Royce, hai din nou. Uite Piqué, ce spuneam de Piqué? Fantastic a intervenit acolo Piqué. Nici dacă era Sergio Ramos în locul ăla nu intervenea așa. Nu-i nimic, Royce. Te iert pentru că ești cu mingea în aut ca un nesănătos. Ai avut cele mai bune faze din acest început de meci. Bine, Boateng. Bine, Aubameyang, eu încerc să nu zurb gâtul când preiei mingea. No. Royce. Blașkowski, de fapt. Acum urcă Royce. Royce joacă când ce mai bine. Asta este o veste bună pentru mine, mai ales, pentru că la mine înainte juca groaznic. Înțeles, Piszczek. Bună fază, urcă Oba. Domnule Aubameyang. Scapă Aubameyang. Șutul blocat. Leva, bagă-te mai repede. Dă-mi-l pe Alaba, dacă vreau să merg cu Alaba, dă-mi-l pe el, te log frumos. Te log. Bine, Alaba. Este un meci greu, se apără foarte bine. Urăsc asta. Urcă Aubameyang, șansa ta. Aubameyang, n-are cum să rateze singur cu portarul. Este 1-0. Am vorbit cam repede, dar nu contează. 1-0, cel mai bun jucător din Ultimate Team pentru mine. Aubameyang la doar 10K. Primești un pachet de fiteză incredibilă. Șuturi fantastice. Și cap decent, care nu ratează atunci când îi centrezi cum trebuie. Asta este Aubameyang și concep cu 1-0. Era să jur pe gât acolo. Ghiotze, să n-am jucat centare cu Constant. Cu Constant, așa îl cheamă. Nu îl cheamă Constant, îl cheamă Constant. Nu! Bine, bine Balotelli. Wow, forța lui Balotelli este incredibilă. Wow, șut bun pe lângă poartă, am scăpat de faza asta. Ce forță a avut Balotelli, l-am trecut de Santana acolo la umăr. Hai, Leva la cap, exact cum te știam. De ce dai pas acolo, mă, n-am vrut să dai acolo. Puțin și mai prindeam și mingea aia. Aubameyang. Wow, a sărit bine la cap. Înțeles că Aubameyang câștigă la cap. De ce am făcut asta? Ha, Chiellini, dar din nou, mă enervează că dau să facă fake shot și el scapă mingea, nu să facă fake shot. Mă, cât urăsc asta. Apăs prea repede A plus S și de asta face nebunia care face, nu o să dea fake shot-ul, face prostii.
Ține Royce acolo, vino, vino încă unul, te rog frumos. Bine, Royce. Bine, Royce, wow. În ultimul episod ești ca slab, dar acum ești chiar fantastic. Nu e offside, e bine, cred că e offside. Gheoțe! Gol! 2-0. Gheoțe ne apropie mai mult de Balotelli. Este un meci foarte greu, joacă foarte bine Darius, 3-4-5-5. Însă conduc cu 2-0. Gheoțe cu capul, are o acuratețe a capului foarte bună, deși pitic. Atunci când sare la cap, Gheoțe sare foarte bine și înscrie când nimerește. Logic că împotriva unor fundași înalți ca Chiellini sau ca, nu știu, Ramos, Ogbonna, nu va nimeri foarte des capul, însă atunci când nimerește nu zratează, așa că este vital pentru echipă. Bine, din nou Gheoțe. Are viteza mare și asta l-a să recupereze de multe ori mingi grele, pentru că pur și simplu se bagă prin viteză în fața lui ăla și nu mai are ce să facă. Urcă Gheoțe. Urcă și tu, Royce. Royce, bine. Bine, Royce, ai luptat frumos acum. Când uite, vezi, Royce, când rupți, nu te cert. Dar când jos la, atunci te cert. Ce-am ciutat. Din nou revine Piqué, care e cel mai bun fundaș, cel mai bun ca Chiellini astăzi. Pedro acum, pericol la Balot. Cine ăla, zic ea la așa, Alaba contra Pedro, îl prinde. Dar nu Piszczek. Nu te vezi, nu. Sharawi, bine, Santana. Și acum dă-o tare, nu în piciorul lui Montolivo. Oricum Montolivo, wow. Duine era un jucător groaznic, Montolivo. Când aș cu el, era, îl înjuram din 3-3 secunde. Nu știu, mai mult îmi place de Marchisio, de alți jucători care nu sunt Montolivo. Marchisio, Vidal, până și Hamsi joacă mai bine. Ce prostie am făcut, am terminat la unicare. Acum ar fi ironic să iau gol de la Montolivo. Da, uite, n-are forță să-l întreagă acolo pe Piszczek. N-are forță să-l întreagă pe Piszczek. Genial, Speedro Gamer. 2-0 la pauză. Chelsea loser numele său. Ok, trebuie să mai rezist o repriză. Și domnul Balotelli va veni la mine înapoi în echipă. După ce a plecat, a fost fiul risipitor. A plecat de la mine. După ce a ratat două ocazii imense meciul cu Toro. Și acum sper să se întoarcă. Prin versaj? Nu. Face o schimbare? Vedem, sper să ne iasă Montolivo, că îmi place de el. Hulk și a făcut o schimbare fantastică. Ibarbo și Hulk sunt mult mai buni decât, deși Hulk n-are, cred că n-are chemistry-ul mare. Totuși Hulk cu forța sa incredibilă. Va fi greu împotriva lui. Hai Leva. Din Piqué s-a dus mingea, spune că s-a dus din Piqué. Da, s-a dus din Piqué, că ia mingea Leva. Va fi mai greu acum cu Hulk și cu Ibarbo, care este Ibarbo, bineînțeles, și toată lumea știe că Ibarbo nu-i de glumă cu el. De ce dai faul? Că nu pierduse mingea, măi, tu moare proastă. El dă faul chiar dacă nu pierd mingea. Hai la cap, cineva mai gras. Nu, ce, ce centrare aia mea? Gustavo nu are șuturi, dar șutez, că sunt optimist astăzi. De ce m-am băgat în el? Nu! Bine, Alaba! Te vezi. Bine, Santana. Acum dai avantajul lui. Intră mici în poartă. Din pasă lui Santana. Câteva centimetri și recupera acolo Lewandowski. Hulk contra Royce. Acum e mai greu. Împotriva lui Pedro era ușor să iau mingea cu Royce. Sunt împotriva lui Hulk. Dintr-un număr Royce e căsut în cap. Oricum are viteză Royce. Trece acolo în margine încoată. Aubameyang la cap. Nu, n-am, nu dau, nu merg la cap pe Aubameyang. Ce șut slab, adică l-a blocat acolo. Din nou, frate, Piqué este zeul în meciul ăsta. Sau nu cred că a blocat Chiellini până la urmă. O, din el? Aparent a atins mingea aceea Ibarbo cu capul. Nu știu cum, nu vreau să știu cum. Scapă din nou Alaba acolo în margine. Hai că dau centrare acum. Oh, ce bine a prins-o, crezi că nu mai prinde. Am crezut că nu mai prinde, dacă știam că o prinde, dăm șut din prima și probabil era gol. Am mai văzut golul de genul ăla. Și golul Gimon atunci, de la carieră,
Învin tot din față ca aia a fost central din aceea. O, era Piszczek acolo, cred că e mingea n-out, deja eram resemnat. Haide! Mamă, Chiellini. Aubameyang! Aubameyang! 3-1, 3-0, de fapt. Poate am prezis viitorul, poate va fi 3-1 în curând rând. Oricum, nu contează. Aubameyang face 3-0. Pur și simplu controlez prea bine pe nebunul ăsta. Superbă pasa lui Gyöze și este 3-0. Am pus pauză. Ok. Bine, Błaszczykowski. Nu ieși cu ea în out. Ar fi una dintre preferințele mele. Oh, dacă treceam acolo cu Aubameyang din nou. Nu, nu, nu. Ei, Barbo care scapă în halul ăsta. Peste poartă. Ocazie mare. De exemplu, că era Balotelli, asta nu scăpa Balotelli așa, pentru că n-avea viteză să prindă mingea. Să vizitez că e Barbo. O prinde. Domnule Alaba. Mamă, cum am vrut să trec acolo. Hulk. Va merge pe margine. Ah, ba nu. Portar, ieși. Bine, Adler. De ce nu prinzi în mână? Băi, Adler, ai dat pase bună totuși. Atunci, de ce n-ai prins în mână mingea? Nu știu, Adler, că era în tine în care n-a fost pase de la mine. O nu, o nu, constant. Mă bucur că nu e Barbo aici. Ca să nu centreze, că e și mai mare deranjul. Mai trebuie să rezisti și minute. E greu să cred că voi pierde pe Balotelli. Așa de puțin timp rămas peste poarta lui Chiellini. Adică al treilea său peste poartă. A avut și el câteva ocazii mari. Hai, Leva. Leva, bar. Se putea să mă dai bar. Bună trecerea lui Hulk acolo. De neoprit, Hulk merge prin ei. S-a enervat și s-a transformat în adevăratul Hulk. Bun, va da pase înapoi pe jos. Aba nu, am crezut că va da pase pe jos înapoi. Centrarea nu este o opțiune pentru că Alaba joacă fantastic. Nu e offside, am văzut că nu e offside. De ce nu dai... Oricum a dat offside. Însemna să dea scăriță, dar Aubameyang e prea cool și șmecher ca să facă ce vreau eu. El dacă vrea să șuteze, șutează, nu că îi zic eu să facă scăriță. Dani Alves. Fabregas. Oh! Nu, 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 nu. Bine. Boateng fantastic la cap acolo. Era, deja cred că am primit gol. De lângă urcă și Turois. Am vrut să dau mai tare puțin. Dar trebuie să dau mai tare puțin ca să dau un vinclu. Însă am zis că nu, că dau peste. Royce cu centrarea. Nimeni. Hai, Gyöze. Nu așa. Gustavo n-are șuturi. Bă, ce apără Marchetti, mă. A doua mare ocazie. Pe același colț. Hai cu capul, poate înscriu un gol. Boateng cu capul său gigant de peste poartă. M-am împăcat cu Boateng. A fost un moment în care l-am dat afară și l-am luat pe Naldo în form. Însă până la urmă Boateng a dovedit că e mai rapid și mai bun decât Naldo în form. Așa că l-am vândut pe Naldo în form și l-a luat pe Boateng. Bine, Leva. De ce n-ai fugit spre mingea Alaba? Că o prindeai dacă fugi spre ea. E Barbo! Bine, Adler, îl aveam față mingea aia. Rămâneam mort pe teren dacă îl aveam față mingea aia, cu viteza aia. Tu 90, 3-0. Centra Montolivo. Are mult la curv, parcă Montolivo. Gustavo scoate pe linie. Dani Alves. La ultimele faze. Royce trece frumos. Nu, 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 nu. Nu așa. Bine. Dă-i cu Royce, care e Royce, super șuturi. Super șuturi. Pe lângă poartă. Se va încheia meciul. Probabil la degajarea aceasta. Da, se încheie meciul. Felicitări, Darius. Ai jucat bine, a fost un meci greu.
Însă Aubameyang cu o dublă și Ghiotze, cred că nu există meci în care Aubameyang să nu scrie. Mi-au adus victoria. Da, și iată-l că se întoarce fiul risipitor, Balotelli cu sniper. Se întoarce la echipă. Bine ai revenit, Balotelli. Hai să mă uit 10 contracte. Mulțumesc că mi-a dat într-o stare așa de bună. Eu când l-am dat atunci pe Balotelli era într-o stare mult mai proastă. Avea, cred că, fitness 60, avea contracte 2 rămase. În fine, îi mulțumesc lui Darius 3455 că a jucat cu mine și că a contribuit la crearea acest episod. Dacă v-a plăcut, vă frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați la și lui Penis, un meciul ăsta probabil. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.